Un puternic incendiu a avut loc la o fermă piscicolă din satul Hunedoreana Aurel Vlai, cu ce aparține de orașul Giurgiu. Flăcările puternice, pornite din mai multe focare, au mistuit suprafețe importante de teren din preajma pescăriei. Pompierii au avut mult de tras pentru stingerea incendiului, iar la fața locului au fost prezenți și reprezentanții Gărzii de Mediu Hunedoara. Iar după amiază, pompierii detașamentului Orăștie și cei ai gărzii de intervenție Giuagiu au fost solicitați să intervină la un incendiu de vegetație uscată din apropierea localității Aurel Vlaicu. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat faptul că existau mai multe focare care au cuprins aproximativ 3 hectare de vegetație uscată, trestie și papură din cadrul unei ferme piscicole. Fumul dens, care era vizibil de la mare distanță, a făcut să se autosesizeze și garda de mediu, care a trimis la locul incendiului 3 reprezentanți. Intervenția a fost deosebit de dificilă din cauza vântului, care a favorizat extinderea cu repeziciune a focului. Cauza probabilă a incendiului a fost și de această dată focul deschis în spații deschise. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost focul lăsat necontrolat în spații deschise și este de așteptat ca Garda de Mediu Hunedoara, după finalizarea anchetei, să aplice sancțiuni. În zonă trăiesc mai multe specii de păsări, precum cormorani, lișițe, lebede sau stârci cenușii, care sunt protejate prin lege, iar incendiul le-a afectat grav habitatul natural.